Marți seară, în cadrul unei conferințe de presă, președintele onorific al echipei de fotbal Chindia Târgoviște, Gică Popescu, a făcut un anunț șoc. Silviu Dumitrescu renunță la postul de antrenor principal al echipei din cauza unor probleme de sănătate. Mai mult, oficialul a spus că problemele de sănătate cu care se confruntă domnul Silviu Dumitrescu au apărut chiar de la meciul de la Severin, însă l-a rugat să continue cu echipa cel puțin până la finalul turului. După meciul de la Severin, domnul Silviu Dumitrescu a avut o problemă medicală, o problemă importantă. A trebuit să meargă la spital imediat ce a ajuns la Târgoviște. După viza pe care l-a făcut-o la spital, eu m-am întâlnit cu dânsul la mine la București. A fost foarte speriat. A dorit să renunțe la funcția de antrenor după reacția pe care a avut-o. L-a rugat să rămână în continuare pentru că s-ar putea să fie decât o reacție de moment. Gică Popescu a spus că în cel mai scurt timp va găsi un antrenor care să preia frâiele echipei, iar domnul Silviu Dumitrescu, dacă va accepta, va fi noul director tehnic al echipei Chindia Târgoviște. Nu va mai conduce echipa în returul campionatului. Va rămâne, eu l-am rugat împreună cu Mihai să rămână alături de noi pentru că a făcut o treabă extraordinară în turul campionatului. Echipa pe locul 3, nesperat de bine. Suntem în spatele celor două echipe de divizia, Bistrița și Timișoara. Și l-a rugat să fie alături de noi de acum până la când va considera dânsul necesar, până la sfârșirea contractului, să facem un nou contract. Acum va depinde de dânsul pe funcția de director tehnic. Deci dânsul va rămâne în returul campionatului și de acum încolo director tehnic, să ne ajute și la fel cum a făcut-o, la fel de bine cum a făcut-o și în turul campionatului, urmând ca în perioada următoare să găsim o soluție.